Hello, dragii mei, ce mai faceți voi? Bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Deja cred că știți că postăm de luni până vineri, în fiecare zi la ora 7:30. Eu cred că ați citit postarea mea de pe Facebook, dar am vrut să mă asigur că toată lumea știe noul program de Secretele Elenei. Astea fiind spuse, astăzi pentru voi am un clip cu produse terminate, ce am mai consumat eu în ultimul timp. Mi s-a cerut foarte mult genul ăsta de clip, Elena, mai fă să mai vedem și noi ce mai consum tu, dacă ți-au plăcut, dacă nu ți-au plăcut și așa mai departe. În asta constă genul ăsta de clip. Să vadă omul ce îți place, ce nu-ți place, dacă mai recumperi, dacă mai nu, dacă recomanzi ceva și am așa de toate. Am produse terminate de toată familia, adică de mine, de Ștefan, de Alexa și din toate categoriile, de la geluri, de șampon, mascara, ce mai am pe aici, măști de față, de machiante, genul de duș. Sper să fie interesant clipul de astăzi pentru voi, să vă fie de ajutor, nu știu, poate descoperiți produse noi datorită mie, asta m-ar bucura tare, tare mult. Astea fiind spuse, dragii mei, să-i dăm bătaie clipului de astăzi. Și o să încep așa, de exemplu, cu măștile de față, pentru că am de către 3 și scăpăm ușurel de ele. Bun, să începem cu prima pe care am testat-o, provat-o și am băgat-o la punga de produse terminate. Mai precis vorbesc despre această mască de la Primark, care îmi place foarte, foarte mult. Deci e o mască super tare, mi-a plăcut foarte mult. Chiar în ziua când am testat-o și mi-am făcut make-up-ul după, toată lumea îmi spunea că Elena, ce față hidratată ai, ce bine ți s-a așezat fondul de ten, deci e super tare treaba asta, mi-a plăcut foarte mult, a costat 2 euro care preț pe ea și cu siguranță când mă mai duc prin Primark și nu fac așa o gaură în buget cum am făcut-o ultima oară, mai îmi cumpăr câteva măști pentru că sunt geniale. Mai departe, de la Montan Genes am o mască de cărbune. Ceartă cineva pe stradă, serios, la ora asta? Cel mai probabil. Să știți că în Spania măștile astea încă nu au schimbat numele. Știu că în România se cheamă Seven Heaven, ceva de genul, dar în Spania au rămas cu numele la veche. Așa că, Montan Genes, am consumat o mască din asta de cărbune purificantă, dar să știți că nu e mare lucru. Am luat una acum de peeling care îmi place la nebunie, îmi place mult, mult de tot, așa că pe asta nu cred că o să mai recumpăr. După care de la Orfica am masca asta hidratantă care îmi place foarte, foarte mult. E tip șervet pe care o pui pe toată fața, hidratează genial, nu știu, clipul ăsta o să fie gen foarte mult, foarte, foarte mult, e genială, Dumnezeule, știți voi. Bun, deci și asta îmi place, mai am, nu știu, vreo 3 măști de genul 4 ca să te termin treaba cu ea, dar e genială, e mișto. Să trecem rapid la demachiere, de exemplu, am aici așa șervețelile umede pe care le folosim în ultimul timp în casă pentru orice, chiar și uneori pentru a da machiajul jos, că asta e viața. Sunt astea de la Lidl, Lupilu, astea de aici așa, le vedeți? Și acum avem alt pachet nou în casă. Mie îmi plac foarte mult cervețelele umede de la Lidl, ce să facem. Am terminat-o de la Lidl de machiantul ăsta bifasic, care nu mi-a plăcut absolut deloc și nu o să-l mai recumpăr, e oribil. Nu găsesc cuvinte. L-am terminat de nevoie pentru că mi s-a terminat clinicul ăsta pe care îl ador și imediat vă vorbesc despre el. Și a trebuit să-l termin pentru că nu mai aveam ceva în casă și am zis până să cumpăr altul, hai să-l termin pe ăsta și am terminat treaba cu el. E oribil pentru că stai și freci într-una să iei make-up-ul și tot rămâi cu ceva rimel, ceva acolo, tot rămâne și nu demachează cum trebuie. Și că tot veni vorba de demachiantul ăsta de la clinic, mai am foarte, foarte, foarte puțin și am vrut să-l includ în clipul ăsta pentru că săptămâna asta cu siguranță se termină, așa că n-are rost să mă țin pentru următorul clip. E Clinic Take the Day Off și e special pentru ochi, buze și sprâncene, că nu mai mi-aduceam aminte. E genial, e favoritul meu din toate timpurile și cu siguranță dacă nu-l cumpăr pe ăla de la Sephora, care tot așa îmi place foarte, foarte mult, la bifasic, o să-l cumpăr pe ăsta. Pentru că e genial, îmi place mult, mult de tot, adică e, nu lasă nimic pe ochi, ia tot, tot, chiar și rimelurile waterproof. Am rimelul ăla tot de la clinic, care nu-l ia nici Dumnezeu de pe ochi. Ăla e, cu ăsta rezolv toată situația, deci clinicul ăsta îl recomand cu cea mai mare încredere. Dar clinicul ăsta la altul, de machiantul ăsta în cremă, tot așa, Take the Day Off, care pentru toată fața nu-l recomand, adică mie nu mi-a plăcut produsul ăsta.
E foarte lăudat peste tot, dar eu cred că nu-și face bine treaba, adică nu demachează cum trebuie. Eu mă demachez cu ăsta și l-am încercat să-l folosesc în fel și chip, luându-l cu un șervețel umăr de pe față, în duș, băi, l-am încercat, m-am uitat la fel și fel de tutoriale în care era lăudat produsul ăsta și la mine nu funcționează, la mine încă rămâne fond de ten pe față după ce folosesc produsul ăsta. De exemplu, Revlon Color Stay, mă demachez cu ăsta și nu ia tot machiajul de pe față. Deci la mine produsul ăsta nu a funcționat și nu-l voi mai recumpăra. Dacă fac așa o diferență, ăsta e tatăl lor, e super mega mișto, iar ăsta nici pe departe. Nu, eu nu-l recomand, mie nu mi s-a potrivit absolut deloc. Și ultimul produs din categoria de machiere, apa micelară de la Garnier, pe care cred că n-am să mai recumpăr, și în ultimul timp parcă nu mai e ce a fost, adică înainte era super, era cea mai tare apă micelară, dar sincer parcă nu mai e ce a fost, cum vă spuneam, așa că cu siguranță voi cumpăra una nouă pe care să o testez, să văd ce și cum, și Garnierul o să-l las așa puțin deoparte. Așa, hai să trec rapid prin, de exemplu, geluri de duș, că n-am să vă explic mare lucru. Am terminat de la Deli Plus, Mercadona, Spania, două geluri de duș, ăsta cu trandafir care e mortal, deci îmi place la nebunie, sigur îl mai cumpăr, și ăsta cu cocos, și ăsta e mișto, miroase super, dar parcă îmi place mai mult ăsta de trandafir. Așa că da, trandafirii o să revină, cocosul nu sunt sigură. După care de la Dove am terminat gelul meu de duș favorit din toate timpurile, pot să adresa la mereu în casă sau când am ceva de terminat, zic o să-l cumpăr pe ăla de la Dove, ăsta e preferatul meu, deci îmi place foarte mult asta. Și unul nou pe care l-am testat și l-am iubit și cred că o să-l bag și în testate favorizate, pentru că gelul ăsta de duș mi-a plăcut la toți trei, e minunat și vorbesc despre Johnson Body Care cu zmeură, cu fructe de pădure, cu mure, cu... Ba, e o explozie de fructe, de-astea roșii, și miroase, gelul ăsta de duș miroase genial și v-am spus că ne-a plăcut la toți trei. E minunat, minunat, cu siguranță va mai intra în casa noastră pentru că ne-a plăcut foarte mult. Gelul de duș de la Pace Ibiza de la parfum, care știți că mă nebunește, dar n-am de unde să-l cumpăr așa în variantă singur, o să-l caut pe site-urile astea gen, nu știu, Aoro sau site-uri din astea, poate îl găsesc să-l cumpăr separat pentru că îmi place maxim. Sunt produs care, să zic așa, m-a dezamăgit, l-am testat noi în clipul cu testez produse de beauty de la Primark, undeva prin primăvară. Este gelatina asta, care era un gel de duș sub format gelatinos, ăsta de aici, și nu mi-a plăcut absolut deloc. Deci a fost cea mai oribilă experiență cu un gel de duș. Nu, n-am putut să mă obișnuiesc, adică am așa gelatina și o puneam pe corp, cădeau bucăți de gelatină prin tot dușul, nu se topeau pe corp, adică cea mai nașpa experiență cu un gel de duș pe care am avut-o vreodată a fost cu ăsta de la Primark, așa că nu-l recomand. Trec repede și prin șampoane de la Garnier, ce am să vă arăt, două șampoane. Ăsta păr abundant și ăsta păr drept 72 de ore. Nu o să mai cumpăr șampoane de la Garnier de moment, pentru că parcă s-a obișnuit părul prea mult cu ele și nu mai își fac treaba așa cum trebuie, așa că o să schimb de șampon. Poate mai peste jumătate de an, așa ceva de genul, o să revin la șampoanele astea. Au fost preferatele mele, nu pot să zic, nu pot să neg treaba asta, dar în ultimul timp nu prea mai dau roade cu părul meu. Așa că de moment nu le mai cumpăr. Alexuța a terminat două șampoane de la Johnson Baby, știți că sunt favoritele noastre în casa asta, ne plac foarte mult. A terminat pe ăsta roz și pe cel verde. Încă unul e în baie, așa că Johnson nu e nelipsit la noi în casă. Și de la Deli Plus am terminat șamponul ăsta exotic, nu știu ce, cu filtru UV și toate alea. N-a fost bun de nimic. Costă 1 euro în Mercadona, dar spală de... Deci nu, să fim serioși. A, și nelipsitul Head & Shoulders. De data asta am terminat unul eu cu Ștefan de mentol. Da, deci asta știți că îl vedeți în toate produsele terminate pe canalul ăsta, pentru că e acolo, mereu. Ce mai am? A, hai să vă arăt lui Ștefan ce am mai terminat el, ca să terminăm cu el. Deodorantul ăsta de la Nivea, e favoritul lui, îi place foarte, foarte mult. După care un spray deodorant din ăsta de la Axe. Îi plac sprayurile de la Axe și mie îmi plac foarte mult cu miros. Și o spumă de ras, de fapt e un gel de ras
de la Gillette. Asta e favoritul lui, îl folosește mereu și nu prea schimbă de capacul ăsta verde, adică în varianta verde. El spune că e cel mai hidratant și îi place cel mai mult. Am terminat cu Ștefan. Creme hidratante. Păi am terminat decât două de mâini, pentru că în mod normal știți că nu folosesc genul ăsta de produs, pentru că nu prea îmi place să mă ung cu chestii untoase, grase pe corp. Așadar, am terminat, în sfârșit, după secole, catralioane de ani, crema asta de mâini de la Yves Rocher cu clementină și, zic să-i zic, scorțișoară. E asta de aici, miroase bine, dar nu pot să zic că e crema mea favorită de mâini. În schimb, asta, da. Oh, o arăt cu spatele. Mersi Handy, Cherry Cherry. Am terminat, vă spuneam eu, în colecția mea de produse Mersi Handy, că e pe sfârșit, e gata. Am terminat, a trebuit să o bag în produse terminate și e favorita mea. Cu siguranță pun mâna pe alta, pentru că viața fără tine nu e nimic. Ah, să vă arăt așa chestii diverse și mă apropii să iau chestiile de pe aici. De exemplu, Alexa a terminat treaba cu periuța de jeans de la Jack and Jill. Asta de aici pe care am luat-o eu la un moment dat de pe Aoro, că am făcut și un haul, ceva de genul. Acum i-am luat una electrică, e mai bine cu ea. Pastă de dinți. Pentru noi adulții Colgate folosim, pentru că tot mă întreba ce folosesc pentru dinți. Folosim pasta asta de dinți amândoi, și eu și Ștefan. Am terminat serumul ăsta de la Joffin. Hyaluronic serum, nu știu ce, l-am de un an și ceva și e minunat, e minunat, e scump. Nu pot să spun că e foarte, foarte scump, dar e minunat. Acum poate mi-au ceva de la Estée Lauder. Poate mi-au unul de la Estée Lauder pentru că îmi face cu ochiul. După care am terminat exfoliantul ăsta, scrubul ăsta facial de la Cores. E o firmă grecească, din câte am înțeles eu. E luat de pe Aoro și mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult, e în variantă micuță. Puneam așa câte un bob de mazăre și aveam pentru toată fața și mi-a plăcut tare, tare mult cum exfolia fața. După care două produse pentru unghii de la Lidl amândouă și îmi plac tare, tare mult. Acetona normală cu dosificator din ăsta, adică cu pompiță, care apeși pe el și iese produsul, pui o dischetă, apeși și iese produsul. Și ăsta cu burețel integrat. Favoritul meu din amândouă e ăsta, pentru unghiile principale, pentru atunci când nu folosesc semipermanentă. Îmi place foarte, foarte mult și recomand nebunia asta. E incredibil, îmi place mult, mult de tot. În categoria deodorante pentru Elena am să vă arăt așa favoritul meu din toate timpurile, pe care îl recumpăr așa odată la 6 luni să-l am în casă, pentru că îmi place și cum miroase și cum mă ține. Tulipan negru de la... așa se cheamă. Tulipan negru se cheamă firma, în sine, brandul. Și e o marcă spaniolă, îmi place extrem de mult. După care am singurul deodorant cu aluminiu pe care îl acceptă sub brațul meu. Este asta de la Dove original. Are aluminiu în compoziția sa. Vă știți că eu sunt alergică la aluminiu din deodorante, așa că nu prea folosesc. Are aluminiu, dar nu știu de ce nu-mi face rău ca altele. Adică eu mă înțeleg foarte bine cu deodorantul ăsta. Nu știu care e problema cu el, așa că l-am recumpărat. Și unul cu care nu m-am înțeles foarte bine și mă chinui de vreo 6 luni să îl termin. Nu reușesc să îl termin, e Sanexul ăsta, pentru că are aluminiu. Și mă irit de la el la subrații, groaznic ce se întâmplă la subrațul meu. E Sanexul verde fără aluminiu, n-am nicio problemă cu el, dar ăsta în schimb e Terminator pentru subrațul meu. Așa, acum trecem repede și la make-up, pentru că produsele de îngrijire văd că am terminat cu ele. Cred eu. Cred că n-am uitat nimic, sper. Trecem așa la rujuri. Am să vă arăt lip balmul ăsta de la Yves Rocher, pe care l-am terminat și pe el. E cu clementină și scorțișoară din aceeași gamă cu crema asta. L-am terminat, e gol, goluț, nu mai este nimic din el. M-am chinuit și post, ce-i drept, că nu pot să zic că a fost balsamul meu de buze favorit, dar l-am terminat cu succes. Este, nu-l mai recumpăr. Am terminat și Blick, carioca asta pe care am testat-o noi într-un clip de testez rujuri ciudate și am terminat-o. Nu mai desenează chiar așa de bine, adică s-a uscat, nu mai cred că are nici produs. Oricum o am de foarte mult timp și am utilizat-o foarte mult. Acum am una de la Kiko, o culoare așa mov, roz, ceva de genul și o să rămân cu aia până mi se termină și aia, dar să știți că e un produs care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Hai să trecem la rimel. Am terminat și două rimeluri. Unul mi-a plăcut și unul nu. Cel care nu mi-a plăcut este acesta de la Lidl. Dacă vreți un rimel basic, nu știu,
pentru cele care nu aveți nevoie de volum, așa, un rimel de zi, corect, corespunzător, e ok, adică și preț și calitate, dar dacă vreți și voi volum, nu știu, gene mai mari, mai voluminoase, mai frumoase, nu e favoritul meu, cel puțin. Iar favoritul meu este Get Big Lashes de la Essence, în varianta waterproof. Ăsta e minunat, împreună cu cel de la Clinique, care îmi place mult, mult, mult de tot. Ăsta e deosebit. Cu siguranță va mai reapărea în colecția mea, pentru că v-am zis, eu îl ador. Nu pot trăi fără el. Mereu îl recumpăr. Deci, mai am aici un rimel ăsta transparent, o mascara transparentă pe care eu o folosesc pentru gene. Am terminat-o. Asta nici nu mai se vede numele, a rămas decât ambalajul. E de la Makeup Revolution. Sincer să fiu, a fost cam nașpa. Da, nu mi-a plăcut. Și acum să trecem la marea mea iubire, tușurile. Favoritele mele sunt astea două. Și o să încep cu cel pe care l-am cumpărat de pe AliExpress. Este ăsta de aici, știți că are un capăt normal de tuș. Bineînțeles, Elena, te-ai murdărit pentru că de ce nu? Și în partea asta la altă are cap de steluță. Capul de steluță nu prea l-am folosit, ce să zic aici prostii, nu prea l-am folosit. În schimb, tuș. Cred că e cel mai minunat tuș pe care l-am testat vreodată, îmi place la nebunie, iar prețul e wow. Altul care tot așa mi-a plăcut și penflă și el în sine este waterproof-ul de la Essence, super fine eyeliner pen waterproof, e minunat, împreună cu cel de la Catrice, ăsta face o treabă minunată, deci e super, super. Și ultimul pe care vreau să vi-l arăt este tot de la Essence, este 2-in-1 eyeliner pen și are două stiluri, două feluri de capete. Unul așa mai bățos, mai drept și unul foarte, foarte fin. Nu pot să zic că e tușul meu favorit din simplu fapt că tușul în sine nu e negru, aplicarea lui nu e corectă, uniformă. De exemplu, ei tușul și trage o linie dreaptă, nu. E trage puțin, lasă gol, trage puțin, lasă gol și asta mă enervează. La culme la un tuș, deci urăsc treaba asta la un tuș. Așa că ăsta nu se mai recumpăr și nici nu mi-a plăcut. Bun, dragii mei, și cam am terminat, cred eu, da? Am terminat clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut, că v-ați simțit bine în prezența mea. Astea au fost produsele terminate de mine în ultimul timp, pe care le-am strâns cu stoicism. Acum le bag în pungă și la noi cu ele, în sfârșit. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-mi spuneți în comentarii și să-mi arătați asta printr-un like, bineînțeles. În descriere am să vă las link-ul către Instagram și Facebook, unde postez chestii super interesante în fiecare zi. Vă las pe aici în continuare cu alte clipuri de ale mele, care sper din suflet să vă placă la fel de mult ca acesta. Eu vă pupăcesc extrem, care fiecare dată și ne vedem curând în următorul clip. Ia uitați ce scrie aici. Adios, biciacos! Adios! No, hey, we should run away into the garden.